Salut fraților și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi am venit la un pescuit la boloneză. Vreau să mă duc pe lac, în partea aceea. Dar când eram în trecere, au sunat și niște lebe de acolo sau gâște, nu știu ce sunt. Sper să nu le deranjez prea tare. Când eram în trecere, am văzut niște sărituri foarte mari pe aici, fix aici la pâlcul ăsta de iarbă. Și am zis: "Băi, cred că n-am dat niciodată pe canalul ăsta aici la pește." Ce am zis? Hai să mă opresc un pic, dau o oră aici, dacă nu prind nimic, mă mut pe lac, mai dau și acolo o oră. Totuși văd sărituri în continuu pe aici. Caras, crap, nu știu ce. Apa pe canal va mai ține cam 2-3 săptămâni și îi va da drumul la vale. De-a lungul canalului se duce undeva prin pădure, prin canal în pădure acolo, așa, și se scurge tot în siret. Hai să montez rapid, să vedem ce prinde. Gata, fraților, m-am instalat, am aruncat și un pic de nad acolo, de aia cu căpșuni. Dar să vă arăt pluta mea, să vedeți cât e de frumoasă. Când am aruncat acum, mi-a zburat vârful ăsta de aici. Tu mai pe mijloc cu afe pe acolo și am găsit un bețișor de sădea ca de-aia și l-am băgat aici în vârf. Se vede, mi se pare că vede mult mai bine cu ăsta decât cu ăla vechi, verde, micuț. Cred că ăsta va rămâne. Am adus râme și cu vermișori. Ne punem aici pe scaunel. Vă arăt și nada. Am o nadă roșie de căpșuni. Am mai păstrat și un pic pentru lac, dacă e să nu trag aici. Băgăm prima dată o râmă. Bă, dar ce caterinca e pluta asta cu bățul ăsta de acolo în cap. Nu avem ce să fac. Am încercat niște starlight-uri de alea, dar nu am așa subțiri. Sunt prea groase pe care le am la mine. Dar întâi ar trebui să-i fac măsuri, să văd cât e apa. Ia să vedem cam cât e apa. Știu că are și aici, are 4 metri, 5 metri. Dă fix lângă pâlcul ăla de burean acolo. Acolo. Bă, dar ce caterin că stă bățul acolo. Mai mare. Căutăm să stăm pe fund. Am văzut că foarte mulți mi-a zis că am plumbul cu lisant întors invers. Și că l-am pus pe dos. Și dacă îl ziceți și mie, care e treaba? Dacă îl întorc invers, cum este acum, să-l pun cu capul ăsta înspre cârlig. Are voi importanță? Că nu l-am schimbat, mi-e fosilă. Dacă chiar are importanță, o să-l schimb. Mi-a scris vreo 5-6 pe comentarii că e invers plumbul cu lisant. Mai scrieți-mi odată care e treaba, de ce să-l întorc. E mai eficient? Atrag-o. Perfect. Dăm drumul la nailon. Pluta asta semiculcată. Un pic trebuie să mai las. Da, e bine așa. Se vede și așa. Când o scot-o, las mărimea cu 2-3 cm mai mică. Speră să tragă ceva. Oi, fraților, am stat cam o oră aici. N-am avut nici măcar o țăcăneală. Ne mutăm pe lac. Că pierdem timp oire. Cum am venit noi aici, nici n-am mai început să sară, nici n-am mai sărit. Mergem. Avem cam 200 de metri de băgat până pe lac. Merge rapid cu scuterul. N-are, mi-a căzut capacul ăsta în baltă. Mergem pe lac, acolo tot mai prindem o plăticuță, poate intră ceva ciortan. La râmă. N-are niciun rost, stau aici. Am zis că trage ceva caras. Dar nu, nimic. Și am ajuns, fraților, dăm aici un pic. Am ajuns pe lac.
apa e chiar liniștită. E frumoasă, bate vântul la sud, din partea aia. Nu mă deranjează deloc. Hai să dăm un pic de momeală să ne apucăm de treabă. Gata, sper că se vede bătul ăla de acolo, de acolo. Ia să vedem. Zici ceva aici? Trebuie să zic aici. O plăticuță, un moronaș, ceva trebuie să trag. Nu se există așa. Lacul e lac, frate. Ia să vedem. Care e primul? Ah. Un moroneș. Frumușel, moroneș frumușel. Da, ești prea micuț. Ești prea micuț de reținut. Ești prea micuț de reținut. Du-te, te prind la alu când te faci mai mare. Bă, dar ce frumos a plecat cu ea la fund. Țac! La viermișor. Încărcăm din nou. Așa, unul pe ac. Așa. Și mai dăm unul în față. Atât. Bă, dar știți că dau destul de departe. Nu chiar aproape. S-a ridicat bătul de-a cadea. Azi vedem, fraților, ce a mai intrat. Tot un moronaș. La fel. Bă, se pare că peștele mic tot n-a plecat de la mal. Exact ca tura trecută. Dar măcar la boloneză te distrezi, știi? N-am venit degeaba. I-am mai dat și nada cealaltă care mi-a rămas găleată. Dacă mai prind așa o oră, distracția contează. Mai zic ceva? Nu mai zic nimic. Are niciun rost. Am așteptat 30 minute pentru ce? Pentru el. Ghiburț, nu-i ghiburț, ăsta-i porcușor, cred. Da, e porcușor. Fraților, după mult timp, am mai prins un peșișor. L-am scăpat. Nu-i nimic, era un moronaș. Am după o oră, așa. Am stat azi o grămadă la pește. Rezultate cam proaste. Ah, uite ce atât. Cam prost cu peștele azi. Am cam 3 ore când stau la pește, am prins câțiva moronași. Vreau câțiva ghiburi de porcușor, nu știu ce sunt. Foarte, foarte, foarte proastă partida de astăzi. Dar nu mă duc acasă. Stau aici să mă relaxez. Stăm aici. Prinde, nu prinde. E frumos afară, nu e nici cald, cald. E așa între. Au mai fost câțiva oameni pe lângă mine pe aici, dar au plecat. Au dat jumătate de oră, o oră și au plecat. Au văzut că nu trage. N-au mai stat. Hai cu încă unul. Oi, fraților. Doar dișe, zici că-ți tragi la serios. Unul după altul. Hai mă, pleacă dișe. Sincer să fiu cu voi, chiar dacă mai stau o oră, 2, 3, 7, 9, cred că tot la fel va trage peștele. Am văzut 3 ore de când stau. Am prins, ați văzut și voi, câțiva moronași. Vreo 2 am scăpat. Niciunul m-a răsărit. Dar știu ce trebuie să fac tura viitoare când vin la pește cu boloneza. Firul ăsta e cam gros,
după părerea mea, pe care l-am, e de 0,20. Aici voi pune un vârtej micuț și voi veni cu o pană de 0,16, cu un cârlic de 0,16 tot la fel, să fiu un pic pe finețe, fiindcă moronașul trage la finețe. De fapt, tot peștele trage la finețe aici, lângă mal, la pelac. Asta cred că e singura problemă. Firul e destul de gros pentru bolonezi de 0,20. Dar nu o să schimb firul, o să schimb doar, o să pun doar o pană de 0,16 și cu un vârtej micuț voi schimba acul. Tura viitoare sper să primim un pește. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine și tura aceasta. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să-mi dați un like, să băgați un subscribe la canal. Până data viitoare, numai bine! Pa!